E bine. În primul rând vreau să mulțumesc conducerii spitalului și tuturor celor care lucrează zi de zi aici, medici, asistente, personal auxiliar, pentru că Grigore Alexandrescu este cu siguranță cel mai important spital din țară, pentru că e spital de copii. Deci cred că fiecare om se gândește la sănătatea lui, dar în primul rând la copiilor. Ca să poată să-și desfășoare activitatea, au nevoie de două lucruri, de o bază materială și unitatea de primiri urgențe pe care o inaugurăm azi și le mulțumesc și domnului Bănicioiu și domnului Arafat că m-au bătut la cap să alocăm banii pentru UPU de la Grigore Alexandrescu și 28 de milioane de lei de la buget, dar au nevoie și de baza umană, care e la fel de importantă ca și cea materială. Medicii vor să lucreze dacă au condiții și dacă sunt respectați. În urmă cu, îi spuneam domnului profesor, că în urmă cu mai mulți ani, sigur nu eram prim-ministru, am avut o urgență cu băiatul meu, am venit aici, medicul care l-a tratat mi-a zis, uitați în ce condiții lucrăm, dacă am avea condiții mai bune, n-am mai plecat din țară. Mă bucur că și așa, după mai mult timp, arată unitatea de primiri urgențe la standard european, cum de altfel arată și celelalte unități de primiri urgențe pe care le-am inaugurat în ultima perioadă în București. Mai sunt încă două și practic încheiem tot sistemul de unități de primiri urgențe din București. De asemenea, am profitat că era domnul ministru aici, că am zis, bun, am ajuns la spitalul de copii, dar am ținut foarte mult la programul cu maternitățile. Din cele 19 maternități modernizate, prin programul cu Banca Mondială, 18 sunt în funcțiune. Mai este una singură care se termină anul acesta și, practic, măcar prima parte a unui lanț medical normal, partea de maternități, este la standard european. Spitalul de copii, celelalte centre de pediatrie, cu siguranță vreau să le facem și mergem cu baza materială. Baza umană, la 1 octombrie, în niciun caz nu-mi închipui că rezolvăm toate problemele, dar e un mesaj important, cel cu 25% creșterea de salariu pentru toți cei care lucrează în sistemul sanitar, pentru că aici nu e vorba doar de medici. Medicul fără asistent, fără toți ceilalți, nu are cum să își facă activitatea. Anul viitor avem deja pregătiți bani în buget pentru următoarea creștere de 25% și încercăm ca fiecare pas, dotare materială și recompensare cât de cât, cât de cât, spun cât de cât, că până ajungem la salariile din Germania sau din Franța, mai durează. Dar important este să arătăm direcția în care mergem. Încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor care lucrează în sistemul medical, să spun că apreciez ceea ce fac în condiții dificile, dar să mai spun că lucruri concrete, maternitățile, unitățile de primiri urgențe, spitalele, centrele medicale, salariile, ordinea care a început să se facă la Casa Națională prin introducerea cardului de sănătate, toate lucrurile astea măcar dau o strategie pentru viitor în care cei mai mulți oameni pot să vadă de ce să rămână și de ce să activeze și de ce trebuie să fie respectați pentru munca extraordinară pe care o fac. Sănătatea și educația, orice țară normală își pune toate eforturile în aceste două domenii și când avem ocazia să vedem lucruri concrete făcute, nu doar declarații, mă bucur foarte mult. Le urez tuturor celor de aici, bine, conducerii, dar e vorba de activitatea fiecăruia, să-și facă datoria cât mai bine și condițiile de fiecare dată le vom îmbunătăți. Cum vor fi plătite salariile medicilor de la 1 octombrie? Știți că cine se plătește servicii medicale? Se vor negocia contractele între spitale? Domnul președinte al Casei Naționale, care asista la discuțiile cu noi. Nu se vor da bani de la medicamente, materiale sanitare? Nu, se dau. Se dau, nu se iau, se dau. Eu sunt cu guvernul care dă. Guvernul care lua era altul. Deci nu se ia niciun leu de la medicamente, de la servicii. Prin alocările suplimentare și prin economiile pe care le-au făcut de la introducerea cardului de sănătate, se renegociază tariful pentru caz, nu? Tariful pe caz ponderat. Tariful pe caz ponderat, uitați că am învățat și eu ce este TCP-ul. Banii trebuiau să ajungă și în tratamentele bolnavilor. Era vorba să se introducă în... Mai spun o dată, până înțelegeți, zic clar de tot. Nu se ia niciun leu, se dă. M-ați înțeles aveți acum? Aveți fonduri suficiente și pentru creșteri salariale și pentru tratamente? Da. Vă reamintesc că numai în luna august am colectat
suplimentar la buget, 1.200.000.000 de lei. Vreau să spun că toată, pe un an de zile, toată mărirea de salarii în sistemul medical, eu spun mereu sistemul medical pentru ca să nu se înțeleagă că e vorba doar de medici, e vorba de toți cei care lucrează, deci pe un an întreg costă 1.800.000.000. Noi în luna august, care e o lună de vacanță, așa, o lună liniștită, am colectat 1.200.000.000 în plus. Da, sunt bani. Slavă Domnului că oamenii muncesc mai mult, că oamenii încep să-și plătească taxele, nu toți, știți dumneavoastră, mai sunt și excepții, dar în general oamenii își plătesc taxele și din taxele plătite de oameni, banii se duc în special către sănătate și educație, pentru că acestea sunt domeniile prioritare. Atunci de ce avem încă spitale cu gândaci și o personal insuficient în spitalele din țară? Cred că nu le-ați rezolvat dumneavoastră. Că păi noi le rezolvăm. Știți întrebările astea, da? De ce? Păi spuneți că sunt bani suficienți, atunci de ce mai sunt probleme? Îmi place polemica cu dumneavoastră, dar hai să rămânem la partea serioasă. Da, și dacă mai vreți să mă întrebați ceva... Teodor Meleșcanu a fost audiat la DNA. Sunt și eu la spital. Dumneavoastră aveți cu DNA-ul, noi suntem cu spitalele, da? Chestiunea cu... Poftiți? Refugiați. Pot să vă spun un singur lucru, că la ședința CSAT, convocată de președintele României, instituțiile statului vor prezenta toate semnificațiile și tot ceea ce este de făcut, după care, prin decizia CSAT, vă vom anunța. Când vă fi la ședința CSAT? În zilele, în săptămânile următoare.